folosit în urma verificării efectuate de comisia specială aprobată din asta anul trecut, s-a promovat ideea creșterii gradului de securizare a funcționării Centrului de Management Integral Groapa de Gunoi de la Tărpiu și specialiștii au venit cu propunerea ca să se introducă încă suplimentar un bypass care să asigure de fapt niște bani care să asigură siguranță mai mult decât ceea ce există introdusă din prima fază. În urma demersurilor făcute, legal și promovate de colegii mei din compartimentul de mediu, a fost câștigată licitația de către o societate comercială care urmează să finalizeze lucrările acolo. După cum știți, la ora aceasta stăm agățați într-un aviz de la Inspectoratul Teritorial Construcții, care mai are și obiecțiuni privind autorizarea și din punctul lor de vedere a acestei lucrări. În ce privește fondurile, nu există nicio problemă. FIDU, Fondul de Investiții și Dezvoltare, după cum au văzut și colegii care au făcut parte din această comisie, este la zi, redevența este plătită de către ambii operatori, cei care colectează și transportă, cât și cei care depozitează, așadar există sume de unde să poată recupera sumele cheltuite de Consiliul Județean fără nicio problemă. În momentul de față nu avem probleme cu plata redevențelor, e conform graficului achitată în termen. În plus, față de asta, împreună cu colegii din Consiliu, am început să facem demersurile pentru începerea construcției celulei a doua, pentru a putea să ne încadrăm în termene. Am văzut neplăcerile care au fost create pentru populația din zonă vis-a-vis de mirosuri sau alte lucruri care se produc datorită prezenței celulei acolo. Am făcut cu colegii de la Direcția Tehnică și Direcția de Dezvoltare și o propunere către Ministerul Apelor și Pădurilor, care se completeze legea codului silvic, unde era prevăzută posibilitatea de a scoate din fondul silvic anumite suprafețe de pădure pentru lucrările de interes regional în ceea ce privește rețelele de apă, canalizare, gaz, electricitate și așa mai departe, de a ruga să completeze și cu proiectele legate de deșeuri. Am fost cu domnul primar de la Dumitru acolo și am văzut în vecinătatea celulei noastre o zonă plată într-o pădure unde am putea să avem o perdea forestieră de 10-15 metri și celula să fie construită în interior, sigur respectând codul silvic, plantând o altă suprafață de pădure, exploatată în regim silvic și așa mai departe. Și ne dorim ca în timp util să putem pune la dispoziția administratorului de post ecologic la Târbiu locația pentru a putea începe construcția la celula 2, conform contractului, obligația financiară de construcția celulei 2 revine administratorului depozitului.